Foarte multe zone din Câmpul Lung arată mizerabil, tocmai pentru că localnicii nu au bunăvoința de a aduce gunoiul la tomberoane și iau decizia de a arunca pungile pe văi sau chiar în spatele blocului. În urma lor trebuie să vină reprezentanții administrației domeniului public și privat și să strângă gunoaiele. Așa s-a întâmplat și astăzi, când aceștia au fost nevoiți să meargă în cartierul Vișoi și să igienizeze zona din spatele blocului 26. Aici a fost tunsă iarba, a fost luat gunoiul care era depozitat în dreptul unei centrale termice dezafectate și au fost tăiați copacii care formaseră o mică junglă. Acțiunea de igienizare va continua și săptămâna viitoare, iar vizat este tot cartierul Vișoi, pentru că aici sunt mai multe zone care necesită intervenția reprezentanților ADP.